Salutare fraților și bine ați venit pe canal! În acest video o să începem cu o chinezărie. Este un motor de JY6 de 50 de centimetri cubi. Are în bord un 80, de aici să meargă un 50 ar fi super, dar îl vom face noi. Bordul merge, am văzut că l-am tras și băieții l-au cam desfăcut. L-au cam desfăcut deoarece nu se accelera. Au schimbat o grămadă de carburatoare, deodată nici nu mai pornea, au scos și toba de așepament și așa mai departe. Ținând cont de asta, eu l-am verificat și nu uitați la mâini că le am murdare, logic. Am lucrat și la scooter, am curățat EGR-ul la Toyota și toate bune și frumoase, nu știu până când. Ok, aici avem că au schimbat de mai multe carburatoare, aici avem un carburator de 125 și avem și o reducție, dar nu de aici era problema, problema era în felul următor. O să scoatem asta jos, frumos, așa, problema era din altă parte, l-au lăsat peste iarnă fără benzină în rezervor. Iar asta, știți ce înseamnă? Nu știu nici eu. Ba da, știu, înseamnă că a originit rezervorul și acum este o mică mare problemă. Hai, Johnule. Mă. Originit ăsta cu cringe. Hai că îl scoatem noi cumva. L-am scos, asta este, este și ruginit și uitați-vă și voi cum arată în rezervor. Este un dezastru. Dar totuși noi ne vom forța să-l pornim puțin să vedem dacă și merge, dacă nu ne-au mințit băieții, că acum știți cum e, orice e posibil. Am curățat, am scos furtunele afară și am curățat furtunele de rugină. Așa ca benzina ce vine, adică asta, să fie curată. Și ia să-i punem aici o mână frumos și să-i dăm 10-12 pedale. Poate și mai mult. Ia că a luat-o și acum nu știu cum o să reușim să scoatem benzina din carburator. Să vedem cu benzina normală și cu carburator de 125 pe motor de 50, să vedem dacă se și accelerează un pic, să știm dacă merită să lucrăm la el. Nu-i rău, se accelerează, bă, băieți. Se accelerează. Hai să mai încercăm o dată, fără tobă. L-am oprit eu. Să vedem dacă mai pornește. Ia
Merge chiar binișor. Nu am ce zice. Oricum, vedem și pe viitor și vedem cum scoatem noi ruginea de aici. Asta pare a fi o problemă. Dar o să lucrăm la el și scoatem și aia. Cumva momentan asta pun ca să fie de număr. Și vă aștept cât mai multe comentarii, să vedem dacă se merită să mă reapuc de YouTube, să mai filmăm, să ceva, ce facem, cum o facem. Vara asta am lucrat foarte mult, am avut câteva chestii mai mari și da, am lucrat foarte mult. Acum aș vrea să mă reapuc toamna asta cu niște chestii. Dar aștept părerea voastră în clipul.